Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este domnul profesor Teodoru Ghiondea și vom vorbi despre Filocalia lui Origen. Am putea să trecem la autori Origen, Sfântul Grigorie de Nazian, Sfântul Vasile cel Mare, chiar dacă această lucrare nu este propriu-zis, în formula în care o avem noi astăzi, nu este propriu-zis scrisă de Origen. Iată, Origen din Alexandria, o figură cu totul și cu totul specială, cunoscut și sub numele de Origen Adamantius. A fost din tinerețe împiedicat de propria sa mamă să devină martir, ca și tatăl său. Origen își va canaliza toate eforturile intelectuale, am putea spune cu o râvnă mucenicească, spre apărarea credinței creștine, pentru care el a fost oricând pregătit să își sacrifice viața. Este unul dintre principalii deschizători de drumuri pentru multe dintre lucrările patristice sau cele care fac corpusul patristic. Alminter, Filocalia, cum spuneam puțin mai devreme, nu a fost niciodată compusă de Origen în forma sa prezentă. Meritul însă, meritul păstrării și restaurării acestor texte aparține Sfinților Vasile cel Mare și, bineînțeles, prietenului său, Grigorie de Nazian, cu cele mai frumoase pagini extrase din, din vasta operă origenistă. Așadar, domnule profesor, o carte de căpătâi, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină, un autor, așa cum spuneam puțin mai devreme, o figură proeminentă, o figură remarcabilă în primul secol sau primele secole ale creștinismului timpuriu. De ce este importantă această culegere, am putea spune, de texte și de ce este importantă în epoca respectivă personalitatea lui Origen? Sigur că nu putem vorbi despre Origen fără să ne gândim la ambianța în care a trăit, la efortul pe care l-a făcut, pentru că acea perioadă, secolul II, secolul III, după apariția creștinismului, sigur că lucrurile nu erau foarte, foarte clare din punct de vedere dogmatic, din punct de vedere doctrinar. Și atunci, sigur că se impuneau o serie întreagă de explicații, o serie întreagă de adaptări. Trebuie să ne gândim la faptul că Origen, scrierile lui Origen vin să clarifice poate cel mai, nu poate, sigur, cel mai important aspect doctrinar, și anume Sfânta Scriptură. Ori noi știm că o religie, o tradiție, trebuie să aibă un text sacru, un text revelat, trebuie să aibă eventual o limbă sacră, în sensul că este limba în care s-a produs revelația, și o să revenim, pentru că aici este marea problemă și până la urmă contribuția uriașă, enormă, imensă a lui Origen. Trebuie să mai aibă, sigur, așa cum știm, riturile respective și doctrina morală. Or, până la transformarea, să spunem, totală a unei doctrine care este interpretată de mulți ca fiind inițial ezoterică și inițiatică, mă refer la prima perioadă a creștinismului, da? Ca să devină o învățătură cu aspect exoteric și să se poată răspândi în populație, în mase, cum spunem noi astăzi, evident că apar dificultăți, multe din ele insurmontabile. Pentru că, așa cum știm, un text revelat este un text care conține înțelepciunea divină, ori înțelepciunea divină nu este egală cu înțelepciunea omului. Ori inteligența omului este chemată să vină să se adapteze la izvorul ei, și anume la înțelepciunea Domnului, cum spunem noi. Ori, din acest punct de vedere, contribuția lui Origen este uriașă, cum spuneam. Faptul că el se ocupă, și acesta este și subiectul acestui volum al Filocaliei lui Origen, cum trebuie abordată, cum trebuie citită, cum trebuie înțeleasă Sfânta Scriptură, adică textul fundamental, învățătura fundamentală, esențială acestei tradiții, acestei religii, care este creștinismul. Nu este un lucru ușor și o să spun de ce imediat. În primul rând, haideți să ne gândim că secolul II, secolul III, deci începutul creștinismului, este legat de o serie întreagă de recrudescențe ale vechilor sisteme filozofice, dintre care, să spunem, platonismul prin neoplatonism este extrem de important. Lucru care l-a și influențat pe Origen. Origen, până la urmă, este influențat, ca să spun așa, n-aș spune influențat, nu este poate bine spus, dar el se păstrează într-o notă platoniciană și stoică a stoicismului, nu? A lui Zenon din Citium, secolul III înainte de Hristos. Deci era un mediu care era persistent. Stoicismul și prin forma scepticismului, care este un curent gnos teologic, nu, să spunem, de factură morală, cum este stoicismul, da? Și, bineînțeles, de neoplatonism, care constituie până la urmă structura, scheletul, cel puțin formal, al exprimării adevărului sacru. Or, în mediul acesta, sigur că este foarte greu ca să stabilești un anumit grad de permeabilitate a doctrinei față de, sau să-l asiguri pentru înțelegerea oamenilor, pentru înțelegerea oamenilor simpli, în primul rând, nu? Cineva a remarcat foarte interesant că, primii creștini au fost în cea mai mare parte, erau oameni simpli. Acum, vedeți, noastră, că noi când spunem oameni simpli înseamnă foarte mult. Și țăranul român era un om simplu, dar simplitatea lui era una, aș spune eu, patriarhală, era una spirituală, era una de maximă puritate, fără nicio ingerință a lumii materiale și a lumii, hai să spunem, a societății în care a trăit. Deci, această simplitate îi asigură până la urmă și creștinismul în primele secole o fidelitate deosebită a transmiterii învățăturii. Dar până la urmă, toată lumea trebuie să aibă acces la creștinism și atunci este nevoie de acest manual, dacă vreți, acest îndreptar. Cum să citim textul sacru? Pentru că mi-aș permite să vă reamintesc ceea ce am mai discutat cu alte ocazii. Una din trăsăturile fundamentale ale lumii moderne și ale omului zilelor noastre este aceea a incapacității de a mai avea o poziție sau o atitudine adecvată față de textul sacru. Încearcă să-l înțeleagă într-un mod discursiv, rațional, încearcă să găsească, vedem în mass media tot felul de exemplu, de filme și cărți, nu? Documentare care caută să găsească, să vadă, să pipăie gralul, să pipăie Sfânta Cruce, vor să găsească, vor să stabilească un contact direct fizic cu niște lucruri care nu sunt numai simbolice. Ele au o realitate spirituală absolută și nu pot fi accesate de oricine, mai ales de lumea modernă. Revenim la Origen. Or, care este până la urmă cheia abordării unui text sacru? Medievalii numeau lucrul ăsta, această pătrundere în textul sacru, această apropiere și, dacă vreți, marinare în adevărul sacru, da? A sufletului și a Duhului nostru, nu? Era formată din 3 cuvinte. Cheia era lectio, meditatio, contemplatio. Adică citesc, fac lectura textului, înțeleg textul, îl asimilez și mi-l asum. Ori această asumare a adevărului, aici este marea problemă. De ce? Pentru că eu pot să-l citesc, eu pot să-l înțeleg, dar cât înțeleg din adevărul sacru revelat? Cât pot să înțeleg? Aceasta este marea contribuție a lui Origen. Vă aduc aminte că într-unul din capitole, de exemplu, se ocupă de destin. Care este raportul între libertatea mea, da, creatură a lui Dumnezeu, ființă creată de Dumnezeu cu toată înțelepciunea și iubirea, Mai mult decât atât, toată creația îmi este destinată mie, iar eu sunt un reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ. Ca dovadă că intercesiunea între mine și Dumnezeu, mijlocirea între mine și Creator, se face prin Domnul Iisus Hristos, care o să vedem imediat ce importanță are la Origen. Ori această pătrundere a adevărului nu este numai o simplă înțelegere a adevărului. Este vorba de o transformare interioară, o metanoia, adică acea transformare a înțelegerii la nivel discursiv, al inteligenței, nu? Până la identificarea cu izvorul acestei inteligențe, care este înțelepciunea divină. Până la urmă, ea trebuie să se transforme acel teozis. Ori, o să vedem imediat că una din tezele cele mai importante ale lui Origen este cea a apocatastazei, a parusiei, care ne arată că poziția lui Origen nu era una strict religioasă în sensul, aș spune eu, limitativ al cuvântului, oarecum limitativ, ci poziția lui față de această problemă a apocatastazei este una metafizică, este una tradițională. De ce? Pentru că din iad și din rai nu face o stațiune sau o stare infinită ca Dumnezeu, pentru că nu se poate. Nu pot fi două infinituri, este o absurditate. Și atunci, această parusie, când totul revine la Dumnezeu, la faza inițială sau la starea inițială de puritate absolută, adică Dumnezeu, Creatorul, revine ca principiul suprem, aceasta este o poziție metafizică, nu este o poziție strict religioasă în sensul obișnuit al cuvântului. Prin urmare, acest mecanism al înțelegerii textului sacru, până la urmă, este vorba de participarea la adevăr. Încă un lucru care ne arată cât de mult era influențat de platonism, de doctrina lui Platon. De ce? Pentru că Origen ne vorbește în această operă complexă de pătrundere, de înțelegere și de asumarea adevărului divin, ne vorbește și de preexistența sufletului. Tema nu-i aparține, nu este originală pentru Origen. Se vorbește de preexistența sufletului și s-a vorbit mult și s-a scris despre preexistența sufletului din timpul lui Platon. Pentru că acesta este anamnezisul. Aceasta este reamintirea adevărului. Pentru faptul că a existat sufletul meu, a preexistat, mai bine spus, Duhul meu, să ajungem și aici. Tema este extrem de vastă. A preexistat, nu, în starea de completă perfecțiune a lui Dumnezeu. Orice s-a întâmplat în creație, spune Origen, Logosul a creat acei logicoi, acele entități spirituale, da, imateriale, deci, care nu sunt calificate și care primesc în existență o anumită formă. O să vedem iarăși la Origen că pe parcursul explicațiilor pe care le dă referitor la Sfânta Scriptură, folosește termenul de formă în sensul aristotelic, iar sensul aristotelic al formei nu este unul nou, ci este unul platonician. Ne amintim din nou de formă, de conceptul de formă la Platon, la Aristotel îl numește eidos, adică idee, este o calitate, nu este o substanță. Aici se vede din nou influența lui Platon asupra lui Origen. Prin urmare, eu când citesc textul sacru, și el asta mă învață Origen, eu când citesc textul sacru, eu trebuie să trec dincolo de acest lectio, dincolo de lectura lui, dincolo de ceea ce el înseamnă în imediatul înțelegerii mele și să încerc să merg până la adâncul lucrurilor. Poate că la niciun părinte, la niciun părinte al bisericii nu este atât de clară diferența între doctrină și dogmatică. Și anume, ce este dogmatica? Dogmatica, o spune și Origen, nu expresis verbis, dar o spune, o face această afirmație. Dogmatica este adevărul divin revelat pe care omul nu-l poate înțelege în esența lui, ci aderă la el tocmai că are această capacitate din realitatea preexistenței sufletului înainte de nașterea lui, de apariția lui în existență, când era logico. Nu? Diferența aceasta între felul cum eu înțeleg și felul cum eu trebuie să ajung la asumarea adevărului presupune o diferență netă între, cum spuneam, inteligență și înțelepciune. Eu trebuie să înțeleg că nu totul mi se poate explica. Și atunci Origen îl simți de la început că este, în această interpretare a Sfintei Scripturi, este între dogmatică și doctrină. Dogmatica este adevărul dumnezeiesc pe care eu, credincios, îl cred. Ăsta este și cuvântul. Îl cred. Nu am nevoie de niciun fel de manifestare sau niciun fel de dezvoltare logică pentru asta. Este un adevăr divin care depășește capacitatea mea ca ființă contingentă, deci ca ființă limitată, ca ființă trecătoare, ca ființă patibilă. Eu care sunt supus tuturor, dacă vreți, suferințelor, ca și bucuriilor, deci stărilor intermediare. Pe când doctrina este un aspect ezoteric al dogmaticii. Vedeți dumneavoastră, atunci când vorbim de Origen, cred că primul lucru care trebuie să ne atragă atenția este faptul că el este considerat părinte al bisericii, dar necanonizat. Vedeți dumneavoastră, nu este singurul în situația aceasta. Sunt mulți maestri spirituali și îmi permit să aduc aminte un singur nume în discuție, Meister Eckhart. Cei care au avut o poziție profundă, extrem de înaltă ca maestrii spirituali, adică au ajuns la aspectul pur și metafizic al doctrinei, au suferit de oarecare opacitate a dogmaticii din vremea lor, a bisericii oficiale. Nu este de condamnat, nu trebuie să acuzăm biserica de o asemenea neînțelegere și de o asemenea opacitate sau cecitate în alte cazuri. Pentru că faptul că ea sigur aparține o reprezentanță a ei, ori reprezentanții sunt până la urmă oameni. Oricât de învățați și oricât de sfințiți ar fi, natura umană încă se manifestă cât suntem aici în lume, nu? De ce spun că nu trebuie acuzată cu foarte mare ușurință? Pentru faptul că biserica este chemată să păstreze unitatea, Iglesia credincioșilor. Ori sunt oameni care se pot răci neînțelegând adevărurile atât de înalte. Și atunci, vedeți, este ca un fel de, cum să spun, ca un fel de rol pe care îl joacă. Când maestrul spiritual, pe de o parte maestrul spiritual, pe de altă parte biserica. Ei se înțeleg, nu este un conflict autentic. Este o diferență de înțelegere. Și sunt convins că ascultătorii noștri și cititorii noștri vor înțelege acest lucru. Nu trebuie să mergem, cum să spun, nu trebuie să alegem o parte. Origen avea dreptate, biserica n-avea dreptate. Sau biserica avea dreptate, Origen avea dreptate. Nu! Sunt lucruri care au o anumită, să le spunem, subțirime a subtilității, pe care nu putem pătrunde și nu toată lumea o poate pătrunde. De ce există oare rugăciunea minții, rugăciunea coborând minții în inimă, rugăciunea izihastă, că nu e pentru toată lumea, nu? Este pentru un anumit grad, o anumită disponibilitate interioară. Origen, în majoritatea, 22, aș spune eu, din cele 27 de capitole ale cărții, se ocupă în mod special de această operație de a face transparent sufletul ca să a credinciosului, ca să lasă să pătrundă adevărul. Să lase să pătrundă adevărul. Domnule profesor, aș vrea să discutăm un picuț despre rolul Sfinților Părinți capadocieni, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazian, în promovarea operei origeniste, pentru că, într-adevăr, au avut un rol extrem de important. Sigur, pentru că ambii, și Sfântul Grigorie de Nazian și Sfântul Vasile cel Mare, chiar foarte mare, aș spune eu, așa, aveau o înțelegere completă, totală a operei lui Origen. Ori mediul acesta nu trebuie să uităm nici faptul că este Origen, se naște și crește într-un mediu alexandrin. Este foarte important. O serie întreagă de înțelegeri pe care le-a avut sau o serie întreagă de pătrunderi față de Vechiul Testament provin dintr-un mediu foarte, foarte elevat, nu numai creștin, ci și rabinic al Vechiului Testament. Gândiți-vă că toată aria aceasta, Capadocia, Siria în general, mediul siriac, toată zona asta a Levantului este un atanor spiritual extraordinar. Adică aici se întâlnesc, se lămuresc, cum s-ar spune într-un limbaj alchimic, lucrurile prin focul Duhului, adevărurile pe care le găsim într-o formă, să spunem, strict mozaică și cele creștine. Ele se limpezesc unele pe altele. Mai târziu va apărea și islamul, care iarăși va lămuri o serie de lucruri. Ori părinții capadocieni, mie mi se pare că au determinat un mod de înțelegere foarte, foarte stabil și extrem de complex, dar nu complicat. În sensul că legătura aceasta între doctrină, între dogmatică și morală este o legătură esențială. Ori părinții capadocieni, din punctul meu de vedere, pentru că, sigur, nu avem timp să dezvoltăm subiectul, dar aș spune numai atât. Mie mi se pare că o contribuție foarte mare a părinților capadocieni a fost aceasta de a arăta că, de fapt, valorile morale, virtuțile, nu țin numai de un aspect exterior, ci ele au un conținut spiritual. Adică bunătatea ta ca om și generozitatea ta ca om trebuie să meargă până la perfecțiunea generozității lui Dumnezeu. Despre asta este vorba. Și că mila mea trebuie să se identifice cu milosirdia divină, cu milostivirea divină. Lucrul acesta, mie mi se pare că părinții capadocieni l-au structurat pentru viața credinciosului, pentru tot ce a urmat, toată istoria creștinismului, mai târziu, nu? Este o mare problemă aceasta a moralei, pentru că un prim aspect, chiar în cartea lui Origen, ar putea să fie, eu știu, cum spun la prima vedere, doar un aspect moral care se discută. Ori nu ăsta este sensul. Dacă Sfântul Vasile cel Mare, de exemplu, cu Sfântul Grigorie de Nazian, au compus acest florilegiu, l-au compus tocmai ca să arate că tot ce înseamnă morală creștină este un reflex sau este o realitate care decurge din adevărul divin. Și nu este o simplă, cum să spun, o simplă ambianță amiabilă între creștini sau care să țină numai de un aspect așa simplu, sufletesc, de o trăire destul de difuză. Nu, ci virtutea creștină are un conținut spiritual și că îi aduce până la urmă la teozis, dacă o urmezi până în adâncul esenței sale. Și să nu uităm de acea problemă pe care o atinge, sigur, Origen, a constituit un punct de dispută în sânul bisericii, și anume dihotomia și trihotomia. Sigur că textul, așa cum știm și pe care îl invocă Origen, îl știm că este unul care afirmă trihotomia. După a doua epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Tesaloniceni, în ultimul capitol: să se păzească curate și trupul vostru și sufletul și duhul. Și există conjuncție între cele trei elemente. Acum, sigur că Origen nu putea să nu țină cont de acest adevăr fundamental care ține de o perspectivă metafizică asupra lucrurilor, și anume de întreita realitate care este omul. De ce biserica ajunge la dihotomie, la trup și suflet? Și nu trebuie să uităm că atunci când se vorbește de Duh, se spune că este partea superioară sau punctul de contact cu Dumnezeu al sufletului. Adică nu este eliminat Duhul în discuție, în doctrină, în dogmatică, nu? Ci este numai partea superioară. În primul rând, cred că este o chestiune de adaptare a unei realități spirituale la circumstanțe strict istorice de răspândire a creștinismului. Era ceva care nu putea fi înțeles foarte ușor. Gândiți-vă ce înseamnă astăzi, și astăzi aveam o mare problemă în a distinge, și foarte mulți autori, știți bine că de fapt confundă sufletul cu Duhul. Gândiți-vă că în perioada aceea oamenii aveau un contact direct cu acești maestri, adevărați maestri spirituali, care erau trăitorii adevărului. Erau cei care își asumaseră și trăiau. Or, limbajul lor nu este unul simplu, nu este unul care poate fi înțeles de oricine. Și atunci, biserica a făcut, după mine, această acomodare, dacă vreți, această adaptare noțională, categorială, pentru ca omul să poată înțelege. Dacă în istoria creștinismului valorile morale au căpătat o predominanță asupra celor strict dogmatice, cum s-a întâmplat în cazul, în cazul creștinismului după secolul XVI, mă refer la protestantism, nu? Aceasta s-a întâmplat tocmai pentru faptul că ceea ce reușiseră părinții capadocieni, printr-o mișcare a istoriei, mă rog, e greu de determinată, probabil că influența filozofiei a fost foarte mare în perioada respectivă, a ajuns să predomine, să prevaleze față de valorile strict spirituale. Și știm care este istoria protestantismului și cum anume, la un moment dat, suportă niște critici cu totul speciale și îndreptățite, pentru că simplifică până la urmă realitatea adevărului. Adevărul spiritual nu se poate reduce doar la relația dintre credincioși și doar la un aspect strict exterior față de Dumnezeu și față de rolul pe care l-am eu ca om în creație. Și atunci, sigur că această carte a lui Origen, și din acest punct de vedere, este foarte important, pentru că aici mi se pare că este, până la urmă, accentul, cum spuneați, capadocian. Această discutare a aspectelor strict doctrinare, care nu eludează problema morală, dimpotrivă, o clarifică. În ceea ce privește evoluția credinciosului, evoluția omului, sigur că ajungerea la parusia, apocatastaza de care vorbeam adineauri, parusia, faptul că omul trebuie să ajungă la teozis, este înscris în natura lui. O spune Origen de mai multe ori. Este înscris în natura lui. Ăsta este mersul pe care el merge, pe care trebuie să-l străbată. Acesta este itinerarul lui. Și readuc în discuție, mai bine spus, readuc aminte din geneză, exact, nu? Ceea ce se spune despre crearea omului, despre antropogeneză. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și într-o asemănare cu el. Iată, problema traducerilor, problema limbii. Cum înțelegem ceea ce citim din Sfânta Scriptură? Evident că, așa cum am mai spus-o de mai multe ori, este foarte important ca o religie, ca o tradiție să-și păstreze limba sacră, limba în care a fost făcută revelație. Origen este un exemplu pentru felul cum a știut să clarifice lucruri esențiale care țin de dogmatică în lipsa unei limbi sacre în creștinism. Asta o știm. În creștinism vorbim de limbă liturgică, nu de limbă sacră. Domnul Iisus, revelația n-a transmis-o nici în greacă, nici în latină. Evident, nu? În aramaică. Dar, sigur, răspândindu-se, a fost nevoie până la urmă de, adică lipsa de omogenitate a mediului a impus o traducere multiplă a textului sacru. Cred că este foarte importantă cartea lui Origen, acest florilegiu alcătuit de Sfântul Grigorie de Nazian și de Sfântul Vasile cel Mare, tocmai pentru că suntem într-un moment în care trebuie să reevaluăm și să recontextualizăm o serie de lucruri. Dintre care primul aș spune că este chiar primul care se cere într-o situație de aceasta în mod clasic. Lectio. Cum citesc Sfânta Scriptură? Ce trebuie să înțeleg? Nu pot să reduc toată participarea mea la adevărul creștin doar ducându-mă la biserică și făcând niște rugăciuni pe care le-am înțeles și respectând niște ritualuri. Trebuie citit textul sacru, trebuie înțeles textul sacru. Sfinții părinți, toți ne ajută să facem lucrul ăsta, începând cu Origen, care ne învață cum să citim Sfânta Scriptură și de ce este important să trecem dincolo de înțelesul simplu, discursiv, de inteligența noastră de zi cu zi, de înțelegerea logică a lucrurilor, până la adevărul tainic divin, care sigur că operează în noi cea mai minunată transformare cu putință și anume, în ultimă instanță, teozisul. Dragii noștri, a fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea și am vorbit despre Filocalia lui Origen, așa cum spunea și dânsul, florilegiul din scrierile lui Origen, alcătuit de Sfântul Grigorie de Nazian și de Sfântul Vasile cel Mare, o noutate editorială publicată în colecția Spiritualitate Creștină din portofoliul editurii Herald. Îi mulțumim domnului profesor Teodoru Ghiondea, vă mulțumim și noastră că ați fost și de această dată alături de noi. Vă invităm să urmăriți toate materialele video pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, dar și pe canalul de YouTube al editurii Herald. Vă dorim o zi binecuvântată, o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, mai bine!